Proverbele, capitolul 20. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o însuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl supără, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar oricine bun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară, l-a secerat, ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri. Sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui, dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede și pe una și pe celălalt Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. Deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul, și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul, și ține-l zăloc pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chipzuință. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucrurile ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană. Psalmul 96. Cântați Domnului o cântare nouă! Cântați Domnului toți locuitorii pământului! Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui! Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minurile Lui! Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă, El este mai de temut decât toți Dumnezeii, căci toți Dumnezeii popoarelor sunt niște idoli. Dar Domnul a făcut cerurile, strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui, slava și podoaba sunt în locașul Lui cel sfânt. Familiile popoarelor, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui. Înclinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui, toți locuitorii pământului, spuneți printre neamuri, Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină, Domnul judecă popoarele cu dreptate, să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului, căci El vine. Vine să judece pământul, El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui.
Psalmul 97. Domnul împărăsește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui. Fulgerele lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui. Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii. Toți dumnezeii se clatină înaintea lui. Sionul aude lucrul acesta și se bucură. Se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale, Doamne. Căci Tu, Doamne, Tu ești cel prea înalt peste tot pământul, Tu ești prea înălțat mai pe sus de toți dumnezeii. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. El păzește sufletele credincioșilor lui și izbăvește din mâna celor răi. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui. Psalmul 98. Cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta și brațul Lui cel Sfânt ne-au venit în ajutor. Domnul și-a arătat mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și a adus aminte de bunătatea și credincioșia lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați către Domnul cu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului, chiuiți, strigați și cântați laude. Cântați Domnului cu arfa, cu arfa și cu cântece din gură, cu trâmbițe și sunete din corn, strigați de bucurie înaintea împăratului Domnului. Să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea cu tot cei ce locuiesc pe ea, să bată din palme râurile, să strige de bucurie toți munții înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul, El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Psalmul 99. Domnul împărățește, popoarele tremură, El șade pe heruvim, pământul se clatină, Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele, să laude oamenii numele Tău cel mare și înfricoșat, căci este sfânt, să laude oamenii tăria împăratului, căci iubește dreptatea, Tu întărești dreptatea, Tu faci dreptate și judecată în Iacov. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă înaintea șternutului picioarelor Lui, căci este sfânt. Moise și Aaron, dintre preoții Lui, și Samuel, dintre cei ce chemau numele Lui, au chemat pe Domnul și El i-a ascultat. El le-a vorbit din stâlpul de nor, i-au păzit poruncile Lui și legea pe care le-a dat-o El. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat, ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe muntele Lui cel Sfânt, căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt. Psalmul 100. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului! Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui, să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunei Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam.